cu alegerile astea? Sunt validate? Nu, alegerile sunt validate. Alegerile de la, de la municipiu, alegerile de la alegerile TNL Ploiești au fost validate de către Biroul Permanent Județean Prahova, de tineret. Nu are nicio treabă cu domnul Nae Alexandri aceste alegeri, deși domnul Nae Alexandri v-a spus clar că acești membri care au participat, care au fost convocați sâmbătă pe 7 de noie octombrie pentru a participa la alegerile de la TNL, păi nu sunt membri de partid, eu nu pot decât să-l contrazic și să-i spun că toate adeziunile de care aparțin de tineret se află în acest sediu care este în spatele meu. Îmi puteți spune în momentul de față, sunteți sau nu membru al PNL-ului? Da, normal că sunt membru al TNL-ului. Sunt membru al TNL-ului din octombrie 2015. Ați plătit cotizația? Da, cotizațiile sunt plătite. Cotizațiile sunt plătite de toți membrii TNL. Și vreau să vă spun că este o premieră în România. Așa cum spunea domnul președinte Ludovic Orban, 90% din membrii, din membrii PNL nu au cotizațiile achitate. Dar membrii TNL Ploiești și Prahova au cotizațiile achitate. Este adevărat că nu s-a știut despre organizarea acestor alegeri de către conducerea PNL Ploiești? S-a știut cu două săptămâni înainte. Cu două săptămâni înainte atât PNL Prahova cât și PNL Ploiești au fost informate de aceste alegeri. Inițial și-au manifestat intenția de a participa, ulterior ne-am trezit cu toate sediile închise și ele schimbate.